Hristos a înviat. Voi citi un text și nu întreg pasajul care ar fi trebuit, dar de la Ioan capitolul 20, de la versetul 11 până la 18, după care rog pe fratele Bogdan să aibă rugăciunea de implorare. Dar Maria ședea afară, lângă mormânt, și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă suin la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste cuvinte. Amin. Vă iubim și ne rugăm ca Domnul să vă dea har și binecuvântare. Predica de azi va avea 4 puncte, nu 3, 4 puncte. Le iau din textul acesta în care vedem atâta frumusețe, atâta glorie în faptul că Domnul Iisus Hristos a venit, a pătimit, a suferit, dar a înviat și după jertfa sa, Domnul, ca să ne arate și nouă dragostea Lui și neprihănirea pe care o toarnă peste noi, l-a ridicat din morți și El e viu în vecii vecilor. Femeile au venit dis de dimineață și apoi au plecat. A mai rămas Maria Magdalena și cuvântul ne spune, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Și primul cuvânt pe care l-am în dimineața aceasta, încă e dimineață, e că Domnul aude clipocitul lacrimilor, vede o inimă zdrobită, vede durerea pe care o avem și e gata să dea mângâiere. Mângâierea Lui, mângâiere pe care nu putem înlocui cu nicio altă mângâiere, e mai dulce ca mângâierea mamei, e mai dulce decât căminul părintesc și mângâierile pe care le avem în amintirea celor care ne iubesc. Stătea și plângea și acolo a văzut doi îngeri. E foarte interesant că înainte fuseseră ucenicii Petru și Ioan, dar n-au văzut îngerii. Au trebuit să vină niște femei cu sufletul și inima zdrobită și să plângă și printre lacrimi vezi îngeri. Printre lacrimile care curg din ochii îndurerați se văd îngeri. Și aici e un înger la
o parte și alta în spate, în mijloc trebuia să fie Domnul. Ucenicii au văzut giulgiul care s-a lăsat jos și Hristos Domnul ca un abur a ieșit afară. Și îngerii aceștia o întreabă, pentru ce plângi? E un cuvânt care poate consilierii de azi ar spune, nu întrebi pe nimeni de ce plânge, pentru că îi amărăști sufletul mai tare. Îngerii n-au făcut cursuri de consiliere și vin și întreabă, de ce plângi? Așa cum mai târziu Domnul întreabă același cuvânt, aceeași întrebare, Marie, de ce plânge? O Marie care plânge are nevoie nu de întrebări, ci de o mângâiere adevărată. Și cuvântul Domnului ne arată că Domnul e cel care stătea acolo și se uita, nu spune un cuvânt. Și după ce Maria îi răspunde îngerilor, au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Domnul, care stătea în spatele lor, când se întoarce Maria, Domnul întreabă, femeie, de ce plângi? Lacrimile înduioșează pe Domnul. Vedeți, Domnul, Mântuitorul, cuvântul din veșnicie, cel care a creat toate lucrurile, e un Dumnezeu duios. Parcă aș spune, și citind cuvântul, aș spune, e un Dumnezeu timid, a creat toate lucrurile, dar lasă ca lucrurile acestea să-L dovedească și să-L arate că e Mântuitorul, e Cel care ne iubește. Și în felul acesta, Domnul Iisus își arată dragostea față de noi. E un film și mă scuzați, însă eu nu prea și nu, nici nu-mi place să se vorbească de la un von de filme. E un film mai vechi, în care juca Sidney Poitier cu niște maici germane. Din Germania a venit în America să construiască o biserică și Sidney Poitier se uită la maicile acestea, le măsoară bine și într-o seară le dă o lecție de teologie. Cu limba germană foarte rigidă, foarte aspră, acestea așa se și rugau. Și Sidney Poitier le învață, când vorbiți de Mântuitorul, vorbiți dulce, vorbiți frumos, vorbiți în așa fel încât să se știe că Domnul e un Dumnezeu blând și iubește pe oameni. În Psalmul 135, la versetul 3, e un cuvânt pe care vi-l aduc aminte doar. Cântați, spune psalmistul, numele Domnului. Numele Domnului nu se pronunță așa cu un ton rigid și aspru, cântați numele Domnului. E un Dumnezeu blând, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu milos, un Dumnezeu care se uită la noi ca și cum ar fi comoara Lui pentru veșnicie. Și numele Domnului trebuie cântat și atunci când îl vorbim trebuie cântat. Și Sidney Poitier învață pe maicile acestea, călugărițele venite din Germania ca să ajute la construcția unei biserici și le învață cum să cânte numele Domnului. În Apocalipsa știm că pe Domnul îl cheamă și Amin. Și Sidney Poitier le învață cum să cânte, nu Amin, ci Amen. Așa se spune în numele Domnului, să sune dulce și apoi începe el să cânte. Amen,
Amen. 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 Și urmează și maicile să cânte. Încep să se lege-ne puțin, că erau nemțoaice, însă încep și ele. Amen. Numele Domnului. Cântați numele Domnului, pentru că El suferă împreună cu noi și fiecare durere și inimă zdrobită El o vede. Al doilea cuvânt pe care îl avem aici e iarăși frumos. Domnul Iisus întreabă femeile, de ce plângi, Marie? Și când a spus cuvântul acesta, Miriam, imediat Maria îl recunoaște. Numai unul putea să spună Miriam în aramaică, așa cum era spus de Domnul. Și atunci când Maria se referă la Domnul, vorbește tot în aramaică, rabuni, învățătorule, care atunci când iul acela de la urmă înseamnă al meu, învățătorul meu, care de data aceasta înseamnă și stăpânul meu, cel care mă cunoști și stăpânești în viața mea. Și astfel Domnul Iisus Hristos e recunoscut după graiul pe care îl are. Femeie, de ce plângi? Și Domnul Iisus, de data aceasta, nu mai trebuie să explice, cunoaște, crezând că e grădinarul, încearcă explicația. Când l-a recunoscut pe Domnul, nu mai trebuie să spună nimic, pentru că îl recunoaște și el știe ce e în sufletul nostru. Urmează încă două puncte pe care le avem, grăiri pe care Maria, cea care a stat ultima la cruce și vine prima la mormânt, primește încă două cuvinte pe care le spune Domnul. Găsim aici că Maria, probabil proșternată la picioarele Domnului, vrea să-i apuce iarăși ca altă dată picioarele și Domnul îi spune, nu mă atinge, vreau înainte de toate să mă urc la Tatăl. Și aici ne dă Domnul Iisus încă ceva duios. Înainte ca să meargă cu sângele scump al jertfei pe care a adus-o pentru noi, cu sângele fără prihană, pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire, ci cu sângele scump al mielului fără prihană al Domnului Iisus, înainte să meargă înaintea slavei glorioase, Domnul vrea să vadă pe cea care plânge, să întărească pe cea care caută, pe cine căutați. Suntem într-o căutare aici în viață, suntem într-o umblare în care mereu căutăm ceva și ne uităm la lucrurile care izbesc ochii, la cei care cu megafoanele asurzesc urechile și vrem mereu ceva care să ne satisfacă. Însă lumea, cu tot ce are ea, cu tot ce e aici în lume, nu pot satisface setea, dorința sufletului nostru de a ne apropia de Dumnezeu. Cuvântul de dragoste în limba ebraică are multe expresii. Probabil cea mai frumoasă expresie e aceea de chesed. Chesed înseamnă mai mult decât dragoste, înseamnă mai mult decât milă, înseamnă o contopire, o unire deplină cu cel care dorește, cel care caută cu însuși Dumnezeu. Aici e harul și frumusețea dragostei lui Dumnezeu. Al patrulea cuvânt e să ieși din grupul în care ești obișnuit,
Spune Domnul Iisus, du-te! Această expresie înseamnă să ieși undeva. Sunt atâția nenorociți care n-au Paște, n-au o masă de Paște, n-au o bucurie de Paște. Du-te la ei! Cuvântul Domnului ne arată un Dumnezeu plin de milă, plin de bunătate, care vrea și cei care n-au decât lacrimi, n-au decât suspine, n-au decât tristețe, să aibă și ei mângâiere. Du-te! Și al patrulea cuvânt pe care vi-l pun înainte, spune-le că mă sui la Tatăl. Spune-le că e o nădejde, chiar în firea aceasta a lacrimilor, e o nădejde pentru că El a înviat. El trăiește, El e Dumnezeu care ne cercetează. Era o vreme când pe canalul 11 erau niște desene animate sau scenete cu copii, și apărea deodată Big Bird, copiii de azi, de fapt, au plecat jos. Era, Big Bird era ca un cocostârc mare care îi făcea pe copii să râdă și să spună ceva. Și o scenă cu Big Bird, cu pasărea aceasta mare, care era de vreo 2 metri și jumătate înălțime, un dialog între cea care conducea programul, vorbește cu Big Bird și amintește de un regizor, cel care stătea lângă Big Bird îi spune, în Florida, el a plecat în Florida, când vine o să vorbim cu el și am să-i dau un cadou. Și altul din scena aceasta îi spune, îmi pare rău, dar a murit. Și atunci Big Bird continuă, când vine atunci o să vorbim și îi dau cadoul. Și regizorul îi spune, dacă a murit, nu se mai întoarce. Și aici aș vrea să spun și să fac o simplă remarcă, în lume nu găsim speranță. În lume găsim numai disperare, lacrimi, plâns și inimi zdrobite. Și cuvântul ne spune că cineva care e cel mai frumos dintre oameni, așa ni-l arată cuvântul, cel care e stăpânul. Și când vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, îl văd cu o gingășie în care se adresează și celui mai păcătos și rău dintre oameni. Cu o gingășie pe care numai Dumnezeu o are. V-am mărturisit păcatul acela în care am încercat să fac ordine odată sau poate de 3 ori și să fac morală și să fac ce nu era bun, să îndrept. Și dintr-o dată mi-am dat seama că tonul nu e bun. Că tonul, atunci când Domnul spune Ierusalime, Ierusalime, în cea mai cumplită morală pe care o face Dumnezeu, în Hristos Domnul unei cetăți care îi respinge harul și mila. N-am avut lacrimi în ochi și în loc să fac bine, am făcut răul. Și de aceea mereu îi cer lui Dumnezeu iertare, pentru că n-am știut să am ochii dragostei când am spus și am certat pe cineva, sau n-am spus atunci când să se vadă harul lui Dumnezeu. Domnul vine și spune, duceți-vă, ultimele două cuvinte. Nu stați, nu rămâneți cumva între, în parfumul florilor care sunt în jurul vostru.
ieșiți afară unde sunt lacrimi, ieșiți afară unde sunt gemete, ieșiți afară unde nu e mângâiere, ieșiți afară pentru că am venit pentru cei păcătoși, ca cei păcătoși să aibă mântuirea. Sunt mulți aici și nu vă fac nicio morală. Să-mi dau seama că ați vrea să fiți și cu fiul care nu mai vine la biserică și cu fiica aceea care s-a îndepărtat de calea Domnului. Domnul Iisus vine și spune odată, mă duc la Tatăl, și acum vorbea în Ioan 17, rugăciunea aceea de mare preot, și spune, eu am păzit pe cei pe care mi-a dat. Nu veți găsi niciodată că Domnul a luat o sabie ca să-i păzească pe cei care erau ai Lui și n-am primit, am pierdut pe niciunul afară de fiul pierzării. Și de multe ori când trec la versetul acela, Doamne, cum i-ai păzit? Și îmi dau seama că sus pe munte, la timpul rugăciunii, Domnul Iisus avea o luptă împotriva celui rău, a ispititorului, a celui care ne vrea pierzarea, o luptă ca să-i apere. Așa cum acum mijlocitorul și Dumnezeu Fiul, care e la dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi. Doamne, ai milă de noi, dar ajută-ne și noi să avem inima Ta, care mângăie, care plânge, care are un cuvânt de vindecare și arată calea. Pe cine căutați? Ce vreți să aflați? Și apoi ne spune, duceți-vă, duceți-vă, nu stați într-o comoditate din aceasta în care să nu vă mai doară nimic, să aveți durerea celor care pierd, a celor care rătăcesc în păcate și a celor care se amăgesc cu o religie de formă și nu simt ce e în inima Tatălui. Mă rog ca aceste patru cuvinte pe care Maria Magdalena le are să fie cuvinte în care și noi să ne găsim și noi lucrarea pe care să o facem, să plângem cu cei ce plâng, să spunem despre Domnul Iisus Hristos și despre puterea și învierea Sa și apoi să mergem, să ieșim și să spunem ce ne-a spus Domnul, că El e viu, că e biruitor asupra morții și că El vine iarăși. Numele Domnului cel înviat să fie glorificat, proslăvit în viața noastră, pe gura noastră, în pașii noștri și apoi în mintea noastră, până când vom ajunge să-L cunoaștem deplin în slava cerească. Numele Domnului să fie binecuvântat în veci. Amin. Vă rog să ne ridicăm și iarăși o rugăciune, rog pe fratele Freddy să ne conducă, după care să avem o cântare.